Guvern nou, greșeli gramaticale vechi. Premierul desemnat a dat tonul, iar mai mulți miniștri au preluat greșeala la audierile din Parlament. Niciunul însă nu și-a dat seama că a spus ceva greșit. Până joi, România trebuie să aibă un guvern votat. Nu sunt în măsură astăzi să vă spun care este numărul de locuitori care ar trebui să aibă o viitoare minim, care trebuie să aibă o viitoare administrativ, unitate administrativ-teritorială. Încercăm să găsim soluții care să aibă și susținere financiară.